supunem la vot pe ordinea de zi cu cele 7 puncte suplimentare. Cine este pentru? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pentru anul 2020. Deci, conform legii finanțelor publice, local 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, înainte de a aproba bugetul anului în curs, închidem exercițiul bugetar de anul anterior, respectiv pentru anul 2020. Vă prezint pe cele două situații prevederile bugetare și realizările lor. Deci, conform anexelor 1, 2, 3 și 4 anexate raportului, deci, la sursa am avut prevederi bugetare de 30.331, realizat 21.964.591. La cheltuieli, el fiind un buget echilibrat, la fel 30.331, realizat 20.261.228, realizând un excedent de 1.709.810 lei. La bugetul din venituri proprii, am avut prevederi bugetare de 380 milioane, realizat 139.131 lei. La venituri, la cheltuieli, la fel 380 milioane, realizat 127.216 lei. Deci amintesc că în, la bugetul de venituri proprii intră piața zonală, grădinița cu program prelungit și închirierul de la sala de sport. Deci, propun spre aprobare închiderea exercițiului bugetar la anul 2020. Dacă sunt discuții, Comisia Buget, supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Se aprobă cu număr de 17 consilieri. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2021 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2022-2024. Deci, conform legii 15 de anul 2020, legea bugetului de stat, a legii finanțelor publice locale, a legii finanțelor publice, legea 500, deci propunem bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2022-2023-2024. În comuna noastră, conform anexelor 1, 2 și 3 anexate proiectului de hotărâre, vom parcurge un pic veniturile cuprinse în proiectul de buget. Deci avem un total de venituri de 24.702. Ele se compun din venituri proprii, cote și sume de calcate, impozite și taxe de la populație, sume de parcate din TVA, aici sunt cele pentru finanțarea cheltuielilor centralizate ale comunelor, sume de parcate din TVA pentru drumuri și sume de parcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. O altă categorie de venituri sunt subvențiile alocate comunei noastre de la alte administrații publice, subvenții pentru încălzire, subvenții pentru planul de urbanism și sumele alocate prin proiectele de la fonduri europene. Trecem și parcurgem capitolele de cheltuieli. Deci bugetul pe cheltuieli este de 26.402 lei. În care administrație publică locală pentru număr de 50 de salariați și pentru cei cu funcții de demnitate publică, avem un buget de 4.780.000 lei, cheltuielile de personal reprezintă un procent de 13% alocat din bugetul total. La servicii de evidență a persoanelor pentru număr de 3 salariați se cheltuie 215.000 lei. Transferul caracter general între unitățile de stat pentru centrele specializate unde avem persoane cu handicap 140.000 lei. Ordinele și în siguranță națională 610.000 lei. Pentru învățământ
avem un buget de 7.656 lei, din care cheltuieli cu bunuri și servicii 1.020 lei, cheltuieli de asistență socială 73 lei, iar cheltuieli cu proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile 6.098 lei. Cultură și religie 165 lei, cheltuieli cu asistență socială 2.000 lei, spuneam la ședința pe comisie că ele reprezintă un 7% din bugetul, total buget pe an. Servicii și dezvoltare publică comunală 1.564.000 lei. Salubritate și gestiunea deșeurilor 1.200 lei. Cheltuieli în domeniul agriculturii 230.000 lei. Drumuri și poduri 7.842.000 lei. La bugetul de venituri proprii din sursa ei, un buget de 230.000 lei pe venituri, 230.000 lei pe cheltuieli. Voi da citirea anexei 3 la proiectul de hotărâre, cuprinde investițiile pe anul 2021, lucrări în continuare, un buget de 9.725.000 lei, lucrările noi 3.852.000 lei, și alte cheltuieli de investiții, 344.000 lei, plus proiectul european de școală de ghean, 98.000 lei. La lucrările în continuare, modernizare drum DN12A, Canton Sârbic și Port peste Fărâul Arga, proiect PNTD, un buget de 3.250.000 lei, reabilitare, modernizare, extindere și dotare școală Luceana, proiect Port, 6 milioane de lei, proiectul ființare de cea gazinatoare, grădinița cu 4 grupe pe plus 1 cucuiesc comuna Dupteana, cofinanțarea noastră 390.000 lei, plan urbanistic general 35.000 lei. Parcurgem lucrările noi din comuna noastră în anul 2020 propuse, modernizare străzi prin asfaltare în comuna Dupteana 2.035.000 lei, lucrări de reparație, abilitare și consolidare pod peste Părâul Seaca, 660.000 lei. Lucrări de apărare, mal drept, trotuș, confluență cu Părâul Largă și pod peste Râul Trotuș, 659.000 lei. Reparații capitale, covor asfalte, Cucuieți, DC 149 și centru Cucuieți, Comuna Dovdeana, 427.000 lei. Reparații capitale, strada Părâul Bogății, în sat Bogata, 71.000 lei. Alte cheltuieli de investiții, dotări media și alte materiale de birotică, 40.000 lei, ecran de foto-video audio, 50.000 lei, autoturism, 70.000 lei, dotări tractor, remor, comorul, cultor cu mecanisme transmise și bară de păsire, 184.000 lei și dotarea școlii cu echipamente IT, proiect de rotat pindal, 98.000 lei. Astea sunt cele trei anexe la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2020. Dacă sunt discuții pe tema acestui proiect, vreau să punem la vot. Comisia lui favorabilă, 7% pentru. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se votează cu numărul de 7%. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidențele fiscale asumelor cu titlul de amendă al unui contribuabil decedat. Botezatul e Adrian. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Avizul comisiei. Avizul? Împotriva, abține, se aprobă cu numărul 17. Punct numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 10.000 de lei, reprezentând cotizația anuală către OAT Dovdeana, trebuie să o vireze în contul GAL Valea Muntelui pentru anul 2021. Comisia Buget? Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui tractor de 50 de cai putere cu cabină, a unei remorci de 6 tone cu două axe, pentru dotarea serviciului de salubritate
gospodărie și dezvoltare comunală din cadrul aparatului contractual al primarului Comunei Dofteană. Domnule primar? Da, încă o dată vă spun bună ziua. La lista de investiții și bugetul pe care a fost prezentat de către doamna contabil Aurica Pintilie, ați văzut că s-a supus pe analiză și aprobare valoarea unui tractor, așa cum v-am promis, să achiziționăm un tractor pentru colectarea gunoailor produse din demolări și biodegradabile care vor fi duse la o groapă de gunoi autorizată. Eu aș da doar citire la valorile respective și la ofertele pe care le avem până astăzi, la tractor și celelalte investiții care intenționăm să le facem în decursul anului 2021. Și încep cu tractorul, așa cum prevede și proiectul de hotărâre, deci tractorul cu tot cu TVA, da? Plus remorca, dar acestea sunt trecute... Da. Tractorul cu remorca 160,650. Da. Deci 1.600.000. Tractorul cu remorca. Remorca, din oferte de ceea ce avem noi, este o remorcă de 6 tone mare, cu două axe, cu basculări pe 3 părți și laterale duble. Tractorul este de 50 de cai putere. De așa natură să putem să ne desfășurăm activitatea noastră. Iar aici, la proiectul nostru de hotărâre, aveți și motocultorul, da? Da, 21.500. Motocultorul este un multifuncțional. Multifuncțional care se poate anexa la el tocător de tot felul de creni și alte produse care sunt. Totodată se poate anexa și măturător de stradă sau chiar și freză de dezăpezire. Deci am o listă aici și aș vrea să vă dau citire la toate investițiile pe rând care să le facem noi, valorile care să le știți și dumneavoastră pentru o bună transparență între Consiliul Local și Executivul Unității Administrative Teritoriale Dofteană. Da, dacă aveți discuții, vă rog. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Potrivă? Se aprobă cu număr de 17 consilieri. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui tranșament trifazic la casa satului din satul Cucuieți, situată în intravilanul satului Cucuieți, strada Valea Codului, numărul 100, Comuna Dofteana, județul Bacău, atestată prin hotărârea Consiliului Local 81 din 2020, la domeniul public al Comunei Dofteana. Dar dacă îmi permite, domnul președinte, să dau câteva explicații, în proiectul dumneavoastră de hotărâre aveți branșamentul electric separat sau aveți și dotarea? Doar branșamentul. Doar branșamentul. Da. E vorba despre branșamentul electric de la casa satului, în care intenționăm să branșăm casa satului cu putere instalată de 380. Deci 380 kW. Intenționăm să montăm și o centrală termică electrică, iar cu o putere de 220, așa cum avem la ora actuală, nu putem să facem față și să avem capacitatea care ne așteptăm noi de încălzire. Deci lucru pe care vă supun spre analize și aprobare, să racordăm casa satului cu putere instalată la 380. Aveți trecut undeva valoare, doamne? Din câte cunosc, e valoarea aproximativă de 5.000 de lei, deci 50 de milioane, dar în ultima lege, ultima ordonanță de guvern care a fost dată și aprobată de către ANRGN, înțeleg că investiția, ceea ce o facem noi acum, e ONU ne va rambursa sumele de bani în termen de 5 ani de zile. Așa prevede ONU. Deci noi investim acum în baza legii și documentației care o depune, ne va rambursa aceste sume de bani în termen de 5 ani de zile. Discuții de care. Dacă sunt și alte discuții, Comisia Buget. Aveți favorabil 7 ori. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Se aprobă cu numărul de 17 consilieri.
Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea balastării străzii Teiului, tronson 2, de la intersecția cu strada Pieții până la drumul agricol de exploatație, pe o lungime de 1300 de metri și o lățime de 4 metri. Domnule primar? Da, dacă îmi permiteți, strada Teiului este acea stradă care a rămas neasfaltată între drumul agricol, drumul de exploatație agricolă, care a fost tăiată de către cei de la Uniunea Europeană, până la intersecția cu strada Pieții, acolo unde are mare sare o afacere. Deci este pe o lungime de 1300 de metri, vorba despre drumul de Crăciun, care, la inițiativa consilierilor locali de acolo, Mihai și ceilalți, s-a întocmit un referat solicitând și mai multe semnături în legătură cu refacerea acestui drum. Datorită faptului că este nepracticabil, producătorii agricoli din zona respectivă și-au făcut un alt drum lateral de celălalt drum vechi și trece pe proprietățile oamenilor. Nu putem să stăm să nu luăm atitudine și vă supun spre analiză și aprobare, deci este vorba despre acel drum care are o lungime de 1300 de metri, da? Așa. Și are valoarea cu tot cu TVA, doamna, nu cred că este... 1.250 de milioane, da, vă vorbesc în bani vei ca să înțeleagă toată lumea. Așa? Cu piatră concasată. Și amenajarea drumului. Deci, se îndreaptă drumul, se dă la drept cu autogreter, cu utilajele care le au la îndemână, apoi se pune un strat de balast, după care cu piatră concasată se concasează, se cilindrează, se compactează tot pentru a putea fi practicabil pe toată lungimea de 1300 de metri, ca cetățenii să poată să-și aducă recoltă agricol sau să meargă la muncile agricole pe acel drum. Până când vom avea și sursa financiară necesară să continuăm acești 1300 de metri, să putem să-l modernizăm cu asfalt. Deocamdată sunt alte priorități. Deci v-am spus și valoarea, dacă aveți discuții, vă rog. Alte discuții? Comisia Buget? Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Țineri. Se aprobă cu număr de 17 consilieri. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de extindere la rețeaua de iluminat public stradal în unele sate ale comunei. Domnule primar? Da. E vorba de o valoare de 183,855, despre ce este vorba. E vorba despre câteva referate care au fost întocmite de o parte dintre consilierii noștri, care au adus la cunoștință că trebuie să extinsă rețeaua de iluminat public în zona strada parcului, dacă spun bine așa, acolo unde avem sala de sport, noua sala de sport, acolo unde avem și parcul de agrement și intenționăm să facem și alte investiții. Deja avem toate aprobările, mă refer la cei ce se află la ora actuală prin localitatea Dofteana și aduce fibra optică cu privire la internet, da, atât la sala de sport cât și la parculeț, au montat niște stâlpi cu aprobarea noastră, stâlpi cromați, în care vor fi pe ei și montați lămpile necesare, iar pe strada Calea Nemirii, da, vom extinde iluminatul public până la ultima afacere acolo unde are domnul Matei. În continuare, celelalte sate care vom completa cu lămpi, am spus valoarea, da? Peste 150 de lămpi care vor fi montate anul acesta la propunerea consilierilor locali, o parte dintre ei. Dacă aveți discuții, vă rog. Alte discuții? Comisia Buget? Adică favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Potrivă, abțineri, se aprobă cu numărul 17 consilieri. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pentru reabilitarea crucii cu lemn cu LED poziționată pe dealul viitoare din satul Cucuieț. Da. Deci e vorba despre o investiție de 35.000 de lei, deci 350 de milioane pentru reabilitarea în totalitate a crucii de pe dealul viitoare care depășește 15 ani. Deci se dă tot jos, s-a dat deja tot jos de pe ea, mă refer la fasonul, la lăm tot ceea ce există, s-a degresat toată, s-a suflat cu compresorul și se fac celelalte lucrări cu deruginor, două rânduri de deruginor, două rânduri de vopsea alichidică și înlocuirea tuturor instalațiilor și a lămpilor
cu LED de pe această cruce, bineînțeles, închirierea unui PRD, care nu costă chiar atât de puțin, n-ai cum să montezi chiar acolo, trebuie să facem așa natură, să scoatem dreptul terenul în plan orizontal, să poată cala și PRD-ul acolo. Bineînțeles că plătim, sperăm ca până la Sfintele Sărbători de Paște să fie lucrarea și gata. Dacă mai sunt alte discuții, Comisia Buget, supune un vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă cu numărul 17 consilieri. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pentru proiectul de execuție a unui branșament de apă potabilă pe o lungime de 1000 de metri în zona Hanului Mihnea. Da. Este vorba despre branșamentul de apă, da? Da. Deci se numește branșament de apă. Cei care locuim pe strada din centru, aici, a Comunei Dorteana, cred că ați observat marea majoritate că a scăzut presiunea, chiar destul de bine, mai ales sâmbătă, așa cum am dat atenție, se oprește apa și nu suntem informați. Nu erau la pornire, nu era nici două atmosfere. O atmosferă și aici nu mergea mașină de spălat. Dar asta este o altă discuție. Deci, vă supun spre analiză și aprobare branșarea localității Dofteana, mă refer pe strada Păcii, de la sursa principală, de la conducta de apă de 1000, zic bine, da? Care face legătura între Dărmănești, Târgu Ocna și Vânești, din câmpul Dofteana, acolo unde avem și asfaltul, da? Și până la, pe DN12A, unde ne cuplăm aici, unde are doamna Gina Capră, da? E vorba de 1000 de metri, da? Pe PE de fi 110, cu minimul 10 bar rezistență, PN10, da? Așa, care are o valoare, unde mi-a zis altă doamnă? 152,268. Deci cu săpat, cu PE, cu acoperit, cu strat de nisip deasupra, cu fitingaraie, tot ce există. Deci e 1.520.068, da? Atât ne va costa. Se numește branșament. Deci ne branșăm de acolo în conducta principală care va veni prin centru și totodată vom închide ventilul, da? Da. La biserică. Doi Dofteana, în zona respectivă, suntem racordați de acolo și ne ducem direct pe Ștefan Vodă și pe Seaca. Vom închide ventilul să nu mai vină în Dofteana deloc. Acolo este un inel în care o ia pe la Cocriș, la Vare, pe uliță celălalt și aprovizionează. Și atunci se meargă toată presiunea către Ștefan Vodă. Reglăm acolo, iar pe aici ne branșăm direct din câmp de la sursa principală. Și apa va veni la Vare și în condițiile astea vom regla situația în localitate, mai ales pe strada principală. Da, dacă aveți discuții. V-am spus și valoarea tot ce există. Supunem la vot. Cine este pentru? Comisia Buget? Are favorată. Se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP. Da, dacă îmi permiteți, care este valoarea domnului? 15. Anul 2020, la fel, nu. Vreau să știți de bine că suntem membri în ADIP, Autoritatea de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, care ei sunt deasupra celor de la CRAB, sunt mai sus de către ei, iar ADIP-ul gestionează toate aceste fonduri europene împreună cu CRAB-ul, în legătură cu canalizarea, în legătură cu adopțiune de apă potabilă și totodată, dacă suntem membri în ADIP, uitați că de anul acesta, în funcție de numărul de locuitori, li s-a mărit cotizația noastră de 15.000 de lei pe an. Da, dacă aveți discuții. Dacă sunt discuții, avizul Comisiei Învățământ? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se aprobă cu numărul de 17? Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei estimative 30.000 de lei cu TVA pentru dotarea casei satului din satul Cucuieț, strada Valea Podului, numărul 100, comună Dofteana, județul Bacău, atestată prin hotărârea Consiliului Local 81/2020, în domeniul public al Comunei Dofteana. Domnule primar? Da. Deci e vorba despre casa satului. În afară de faptul că vom trece un branșament electric, care este instalat în 380, în urma unor referate
cunoscute și depuse de către o parte din consilier, mă refer, în general, consilier din satul Cuieț, Spăialul, Clopotarul, Hose și Cazacul, care a dus la cunoștință executivului primăriei Dorteanu, faptul că acolo trebuiește dotată această casă a satului cu veselă, tot ceea ce se numește veselă acolo, frigider, aragaz, butelie, chiuvetă, apă potabilă, tot ceea ce există în dotare și am estimat suma de 35.700, da? Cu tot puterea. 30.000 de lei puterea. Da. Deci toate dotările acestea s-a estimat că are la achiziții publice niște oferte și în condițiile astea vom dota casa sau discuțiile. Acum mai sunt și alte discuții. Comisia Buget. Adică favorabil, 7 lei. Supunem la vot cine este pentru. Împotriva, se aprobă cu număr de 17 consilieri. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind propunerea punerea la dispoziția Administrației Naționale a Apelor Române în folosință gratuită pe durata de 20 de ani a următorilor terenuri pentru construcția, extinderea, reabilitarea obiectivelor de investiții, sirene de avertizare în cadrul proiectului OATMA, Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor, pardon, etapa 2. Doamne primar, da, dacă îmi permiteți, noi am luat o hotărâre în acest gen, cred că știți, în anul 2020, dar nu s-a realizat. Acum, în regim de urgență, ne solicită cei de la Apele Române, probabil intenționează ca anul 2020 să facă lucrul acesta toată țara. Și ei solicită la terenurile ce le punem noi la dispoziție să fie pe domeniul public. Ați văzut. E vorba despre aceste terenuri, acolo unde face și obiectul. Doamne ferește, dacă va veni apele mari sau barajul și așa mai departe, alte calamități naturale, numai în zonele astea, cum este Bogata, cum este Larga, cum este Bucuiesc, Dorteanu și așa mai departe. Din motivul acesta, vă supun spre analiză și aprobare, în regim de urgență, trebuie să comunicăm cu spate de repede celor de la Apele Române, dacă aveți discuții. Alte discuții? Comisia juridică? Comisia juridică a zis favorabil, 5 voturi pentru. Supunem la vot cine este pentru. Se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind intervenirea unor modificări în structura funcțiilor publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dorteanu, ca urmare a promovării în grad profesional a unor funcționari publici. Doamne primar. Doamna secretară. Da, urma promovării celor doi funcționari publici, noi trebuie să modificăm structura funcției publice. Deci le-am modificat în sensul promovării în grad. Deci aceste două, Chițigoi și Mitraic, au promovat în grad și noi trebuie să modificăm statul de funcție ca urmare a promovării acestor funcționari. Comisia juridică? Comisia juridică analizează favorabil proiectul, 5 voturi pentru. Supunem la vot cine este pentru? Împotrivă, abțineri și aprobă primul de 17 consilieri. Punctul numărul 15, proiect de hotărâre privind realizarea lucrărilor de apărare mal drept totuși, confluența Părâului Larga, fost peste Râul Părâului și Ad Larga, Comuna Dorteanu, județul Bacău. Oare primar? Da. Vă spuneam la ședința anterioară, nu știu dacă o să avem și sumele de bani, să putem să facem această lucrare. Uitați că am reușit să o prindem în bugetul pe anul 2021, din explicațiile pe care vi le-a dat doamna contabilă, reiese faptul de câte ați observat, avem un buget destul de mare, nu am avut vreodată atât de mare, de 262 de miliarde, parcă zic bine, care, bineînțeles, cuprinde și sumele care vor merge direct la învățământ pentru salarii, plata pe bunuri și servicii, plata pe RD. Deci avem un buget, așa, din bugetul pe care avem, am stabilit și am trecut în lista de investiții și acest proiect. E vorba despre malul drept al râului totuși. Unii intenționăm să facem acel zid de protecție către sala de sport, podul peste râul totuși și inclusiv drumul care face legătura între Dorteanu și satul Larga. Valoarea acestui proiect este de 659,094, de 6.590 cu tot cu TVA, da? Da. Unde vor veni cele trei rânduri de gabioane îmbrăcate cu beton. Bineînțeles, aici intră și proiectarea, da?
proiectarea, execuția, avizele necesare, care sunt destul de greoaie. La ora actuală ne aflăm în următoarea fază. Trebuie să cadastrăm pe numele Apelor Române toată suprafața pe care o ocupăm pentru construcția acestui zid. Apoi trebuie să încheiem un protocol cu dumneavoastră să poată să ni se permite să lucrăm în albea răului, totuși, pe o perioadă cât va avea loc execuția. Și pentru aceste toate trebuie avize, certificate de urbanism, bineînțeles, avizele și proiectul necesar. Deci v-am spus valoarea 659,094. Dacă aveți discuții. Dacă mai sunt discuții câteva acestui proiect, Comisia Buget. Ales favorabil, 7 voturi de nou. Supunem la vot ce este pentru. Împotrivă, abțineri. Se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind realizarea lucrărilor de reparație, structură, drum comunal, strada Părâiul Bogății, DN12A. Inițiator primar. Domnule primar? Da. E vorba despre strada Părâiul Bogății, intersecția de aici, navagată de la domnul Bubaș, care iat cândva s-a pus plăci pe aia de beton de către Petrom, ele fiind impracticabile datorită faptului că sunt mai înguste decât drumul, în primul rând. A doua problemă, nu am putut să turnăm asfalt pe ele, pentru că ele se clate de joacă și frăpa asfaltul. Am stabilit în felul următor. Nu gândeam că pot să realizez acest proiect la anul 2021, dar uitați că se va realiza cu ajutorul Dumnezeu în felul următor. Li s-a făcut două oferte. Adică să escavăm plăcile de beton, să le scoatem de acolo, punem piatră concasată, cilindrăm, compactăm și turnăm betonul rutier. Valoarea era de 1.100.000, cu tot cu TVA. Mi s-a făcut a doua ofertă pentru asfalt. Când s-a făcut a doua ofertă pentru asfalt, e 70,326, 700 de milioane. Și sunt 320 sau 350 de metri pătrați în proiectelul respectiv. Deci vă spun spre analiză și aprobare, va fi scoate-se plăcile, pus piatră concasată, cilindra compactat, făcută și parcarea de la domnul Popa vis-a-vis de acolo, dar nu este parcarea dumneavoastră, iar are dreptul să parcheze oricine. Iar apa fluvială care vine dinspre Mihai Cojan va fi canalizată în baza unei rigore pietonale, făcut subtraversare, tăiem asfaltul, facem subtraversare și o dăm direct în părăul care se scurge către râul Trotuș. Asta va implica suma de 70,326,98. Dacă aveți discuții. Am fi discuții. Comisia Buget. Aveți favorabil. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Ține se aprobă cu numărul de 17. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind realizarea lucrărilor de reabilitare a fântânii strada Săratu, în fața gospodăriei limitului Spoială Constantin, aflată pe domeniul public al Comunei Dofteana, sat Cucuieți. Da. În baza unui referat întocmit de consilieri din satul Cucuieți, solicită ca acea fântână să fie reabilitată. Am scris și pe referat. Vom pune la dispoziție doar materiale necesare pentru reabilitare. Nu ne putem să reabilităm fântâni pentru că nu avem cu cine. Iar câte fântâni sunt în localitatea noastră, care sunt nereabilitate în fața porților cetățenilor, au și obligația să o și întrețină, pentru că dumneavoastră bea apă din ea, iar asta, la domnul Spoială Constantin, e o problemă mai aparte. Au stabilit consilieri împreună cu cetățenii de acolo, noi punem materiale respective la dispoziție și dumneavoastră vor reabilita fântâna. Dacă aveți discuții. Dacă sunt și alte discuții, dacă nu supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă cu număr de 17 consilieri. Punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pentru achiziția unui tub de ciment pentru reabilitarea fântânii cu apă potabilă din strada Provei, aflată pe domeniul public al Comunei Dofteana, sat Cucuieți, care deservește cetățenii din zonă. Același lucru pot să vă dau informația, achiziționăm acel tub, îl punem la dispoziție și cetățenii vor face în regie proprie, vor reabilita fântâna pe strada Podelii. Alte discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se întâmplă cu numărul de 17 consilieri.
Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de 15.000 lei din bugetul local pentru susținerea financiară a parohiei romano-catolică din satul Seaca, în vederea întreținerii și funcționării acesteia în anul 2021 pentru realizarea lucrărilor de reabilitare, repararea acoperișului pe zone de infiltrație și la burlane, bărirea acestuia la interior. Da, dacă îmi permiteți, e vorba despre Biserica Catolică, da? Despre Seaca. Biserica Catolică Seaca. Dumnealor au solicitat și anul trecut o sumă mai mare. Am putut să dăm 40.000 de lei, 400 de milioane. Nu am putut să dăm mai mult, pentru că anul acesta aveți mirul, parcă, da? Vine episcopul la dumneavoastră și intenționează să reabiliteze acoperișul cu tablă, pentru că curge în multe locuri pe la... Deja ne-am apucat. De la îmbinări și vor să vorbesc și biserica. Au solicitat 50.000 de lei, 500 de milioane. Nu avem sume de bani pentru a putea fi alocate la culte, niciun bănuț. Din secțiunea noastră de funcționare și doamna contabilă știe destul de bine, am rupt de acolo 15.000 de lei, deci 150 de milioane, ca ei să facă, au, din câte am înțeles, au stabilit cu firma respectivă să acopere biserica, să reabiliteze și au stabilit suma de 15.000 de lei. În situația asta a venit să depunem noi garanții, domnule, dacă aveți de unde să ne ajutați și am făcut tot ce mi-a stat în putință să puteți să le achităm manopera. Bineînțeles, dumneavoastră vor prezenta acte justificative emise de către firma respectivă care le va face lucrarea. Deci 15.000 de lei mai mult nu se poate. Nu avem de unde. Da, mai departe. Alte discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, se aprobă cu numărul 17, consilier. Punctul numărul 20. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de 20.000 lei din bugetul local pentru susținerea financiară a parohiei ortodoxe Cucuieți, nașterea Maicii Domnului, pentru asigurarea materialului lemnos în vederea edificării schelei din interiorul acesteia, pentru aplicarea picturii în altar și în biserică. Doamne primar? Da. E vorba despre parohia Cucuieți, care în decursul anului 2020 a început pictura în Sfântul Altar. Pictura a fost terminată, a fost gata. Au mutat schela în interiorul bisericii. Bineînțeles că schela în interiorul bisericii nu poate fi una și aceeași cu cea din Sfântul Altar, datorită faptul că este turnul, care este foarte, foarte înalt și trebuie cherestea destul de mult. Au luat și anul trecut cherestea, au luat și anul ăsta, mai au de luat, dar nu poate să depășească suma de 20.000 de lei. Deci avem datorie de anul trecut, plus datoria de anul acesta, nu poate să depășească suma de 20.000 de lei. Mă refer la tot materialul lemnos care va intra la schelă în interiorul bisericii. Deci avem datorie de anul trecut la firma care a luat materialul lemnos, inclusiv anul ăsta, și este o continuitate a lucrărilor de anul 2020 până anul 2021. Bineînțeles, tot materialul acesta, că e vorba despre iglizii, vorba despre dulap, multă cherestea care a intrat acolo, bineînțeles, la terminare ea va fi folosită tot la parohie, în scopul altor investiții pe care vor fi organizate acolo. Dacă aveți discuții. Alte discuții? Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare. Domnule primar? Da. Așa cum vă spuneam, noi suntem membri în ADIP și totodată la CRAV. În aceste condiții beneficiem și noi de investițiile lor, când va da Dumnezeu să ia ființă canalizarea. Și dacă suntem membri asociați cu toți, orice tarife doresc dumnealor să le pună spre analiză și aprobare, atât în AGA cât și în consiliile locale, ajunge și la noi. Nu e vorba despre tarifele noastre, nu despre apă, e vorba despre apometre, e vorba despre alte servicii pe care le fac ei, locuiere, conducte, branșamente și așa mai departe. Dacă sunt discuții, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul reabilitare, modernizare, extindere și dotare
Școala Dofteana, Comuna Dofteana, județul Bacău. Da. Noi am mai aprobat acești indicatori tehnico-economici la Școala Dofteana de un an, doi sau ce. Ce se întâmplă? La ora actuală. Deci, la ora actuală, sunt aceiași indicatori tehnico-economici care au fost înainte. Nu s-au majorat cu nimic. Dar, din devizul de lucrări, este altceva. Ei sunt puși pe capitole fiecare. Cum? Eligibile și neeligibile. Deci rămân aceleași valori. Noi avem o cofinanțare de aproape 10 miliarde, doamna, 9 miliarde. Da, așa, pe neeligibil, care trebuie să-i dăm noi anul acesta în funcție de situațiile de lucrări. Săptămâna trecută am avut vizită în teren joia trecută despre cei de la ADR în Nord-Est. Unele lucrările au ajuns la 70%, altele la 90%, altele au doar numai 10% dintre ele, în funcție de, e vorba de instalație electrică, care a fost făcută înaintea timpurilor, dar de acum încolo urmează tablouri electrice, plicuri electrice. E vorba de instalația termică, care trebuiește construit canalul termic și centralele trebuie aduse, în funcție de lucrări, fiecare sunt în stadiul lor. Și, încă o dată repet, rămâne cofinanțarea noastră, la fel cum au fost stabilită și aprobată data trecută, dar ele pe capitole acum sunt diverse și neprevăzute. Deci s-au luat bani de la diverse și neprevăzute, plus din partea noastră cofinanțarea, să ieșim la aceeași sumă care am adus-o la cunoștință și v-am explicat-o și cu câteva ședințe în urmă. Suntem în linie dreaptă cu acest proiect. Nu știu dacă va lua ființă anul acesta să putem să ne mutăm în școală, pentru că toate formalitățile sunt destul de greoaie, întrucât urmează de acum încolo să fac achiziția pe dotări. Exact ce am avut și aici, în acest cămin. S-a încheiat căminul, am fost obligat să facem achiziția pe dotări. Când am făcut achiziția pe dotări, cum vedeți, vestearele alea din inox și rafturile alea de acolo, au fost comandate de o firmă din București, care a câștigat licitația, dar le-a comandată în Polonia. Când mi-au adus, nu mi-au adus bune și a trebuit iarăși să fac o altă comandă, să vină ei și e problemă de durată. Același lucru se va întâmpla și la Dofteana, la școală. În momentul când vă scoate la licitație, procedurile de licitație sunt destul de greoaie. Vine oricine, are dreptul prin lege, să vină să scrie la licitație, să depună ofertă, nu știi, nu-l cunoști și apar alte suspiciuni pe parcursul derulării proiectului. Dacă aveți discuții. Alte discuții pe tema acestui proiect? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Potrivă, abțineri. Se aprobă cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției unui autoturism cu capacitate cilindrică până la 1600 cm cub pentru deservirea serviciilor și dezvoltării comunale. Domnule primar? Da. La ședința de trecută am aprobat, dacă mi-aduc aminte, prin programul Raval, era vorba de două autoturism, da? Da. Bun. Acum vin cu același, acum vin cu un singur autoturism catalic, cu prin bugetul. Celelalte erau prin programul Raval, ăsta e prin program normal, să putem mai chestiune. Care va fi cel mai rapid, mă refer, și mai convenabil cu sistemul respectiv omnicrat? În cursul dimineții acestuia, la ora 7:30, m-am întâlnit cu doamna contabilă și am verificat o ofertă pe care a fost dată și ieri în ziarul de așteptare. Puteți să-l vedeți și dumneavoastră. Autoturism, așa cum sunt astea la Tidoaster, ca să nu le fac reclamă, cum le avem noi, e vorba de 12.990 de euro, deci 13.000 de euro și ne încadrăm în suma asta, dar s-o de prin program oral. Acum, prin program oral, nu au alocat voucher. Nu știu dacă n-am luat planul ăsta sau dacă va aloca în funcție de bugetul național. Asta se întâlnesc. Asta. Se vede. Și să mă întâlnesc, e problema dumneavoastră. Așa. Deci noi să avem aprobare atât prin programul RAPLA, cât și altfel, pentru o altă modalitate. Dacă, care va fi cea mai viabilă și mai convenabilă, pe aia o vom aborda. Dacă aveți discuții. Discuții. Supunem la vot cine este pentru. Potrivă, abțineri, se aprobă cu 17 consilieri. Punctele de ordine de zi s-au terminat. Domnule primar, dacă mai aveți vreau ceva suplimentar la diverse. Mulțumesc.
Deci podul peste Cărău Seacă, doamnă secretară, ce-a spus doar trecută? Deci vreau să vă vorbesc un pic despre fărăul ăsta, despre podul de la Gheguță. El a fost discutat, cred că și doamna trecută, nu? Așa. Deci acum are, acum, are valoarea de 656.500.986. Suntem în fază de aviz, la mediu. Mi se pare că chiar astăzi în discuție de la mediu. La sedia în depusere, așteptăm avizele, până vom emite autorizația de construire, care durează minimum 2 luni de zile de acum încolo, pentru că dacă nu direct și ar ajunge în alte domenii, e lămurită situația. Mai departe, vreau să vă vorbesc despre reparația cu covor asfaltic de aici, de la magazin, la domiciliu, da? Până la rotilă. Și reparația acolo la Gigel Merinchi, fostul nostru consilier. Da. Vă spuneam atunci că la Merinchi, la Merinchi, acolo vine o grindă de 20 de metri, adâncă de 1 metru, vine trecnat beton, escavat asfaltul de acolo pe anumituri porțiuni, turnat iarăși un alt covor asfaltic care este degradat și deteriorat acolo. Aici la rotilă, de la Vasile Hangeanu și până la Dumitriu, la fel, va fi plombat găurile respective și un covor de 5 cm de gros de asfalt. Deci, vă spuneam că nu cred că pot să fac. Uitați că acum este potul lista de investiții, este prins în bugetul pe anul acesta, avem și unele de bani și vom face această reparație. Costul, care este, așa, mare, unde l-am întrebat? Da, reparația, așa, vine 446,250, 4 miliarde 460,250. Da? Atât va fi prins în lista de investiții, tot aici e și proiectul. Și proiectul. Avem tot în valoare. Avem și o altă ofertă, care ne-a cerut 6 miliarde. Da. Deci, totuși, a doua ofertă a fost mai bună, zicem noi. Așa. Deci, v-am spus despre toate lucrările. Aici ce avem, doamna? Da. Deci v-am spus despre iluminatul public, v-am spus despre covor asfaltic, v-am spus despre intersecția de la Bogata, v-am spus despre podul de la Diepuță, v-am spus despre branșamentul de apă de pe câmpul Doftenei, v-am spus despre drumul de pe câmpul Doftenei, celelalte investiții care deja au început să deruleze, asfaltarea pe Cărpiniș, pe Saratul, în Dofteana, strada Pinului, alea au fost luate hotărâri, să știi valorile, s-au câștigat de citație toți. Deci toate au fost cuprinse în acest buget. Nu știu. Am văzut că toată lumea ne-ați aprobat, întrebări mai puține, probabil că ați avut mai multe întrebări în ședințele de comisii. Este un buget destul de bun, cu multe investiții. Facem și școala anul acesta, continuăm și grădinița cu program normal. În dimineața asta, la 7, am fost prezent acolo și au adus un utilaj monumentul care bagă după zidul ăla, bagă pământul. Deci școala va lua ființă, grădinița trebuie să fie gata anul acesta, dar modul cum lucrează, că nu face aici, nu știe, nu? Așa, nu se grăbesc. Drumul care face legătura din DN12A până la Canton Silvic, am toate promisiuni în funcție și de evoluția vremii, că își va fi asfaltat din DN12 și până în centru satului la Bânț, acolo, până de Sfintele Sărbători de Paști, în funcție de evoluția vreme și celelalte investiții, autoturism, tractor, toate acestea, dacă Dumnezeu va fi bine în țară, da, va fi în centrul localității de Almona. 2 ecrane sunt prins aici, dacă ați observat. Deci, vorba despre 2 ecrane mari, cum ați văzut și în alte părți, Moinești, Dărmănești și în alte locuri, care vor prezenta de toate investițiile. Avem unul care va fi montat, probabil, o săptămână, în curtea primăriei și unul în centrul localității, undeva în fața farmaciei. Ambele costă 48.000, 480 de milioane, aproape 500 de milioane. Deci, nu știu, v-am explicat, v-am dat toate valorile, zicând și prezent faptul că există transparență maximă,
dacă aveți ceva să mă întrebați cu privire la buget, cu privire la aceste investiții, vă dau explicații mici. Pe parcurs, probabil, le vom mai reclam, dar la aceste sume nu se mai poate. Așa? Domnul președinte, să rămâneți că trebuie semnați și activă doamna contabilă, da? Da. Le aveți acolo, doamna Letara. Și aș vrea la diverse, deci sunt chiar să am epuizat ordine. Da. Să vă aduc la cunoștință, din punct de vedere juridic, cum stăm cu acele procese pe care le avem noi pe rol. Și anume, cel cu Castelul, v-am dat explicații în ședința anterioară. Pe data de 29, va fi ultima zi când avem dreptul să facem recursul care se va judeca la Înalta Curte de Casație și Justiție, în funcție de evoluția lui și problemele care sunt, într-un termen sau maxim două, acolo nu ai dreptul să mai depui alte amendamente sau alte motivări sau alte probe. Deci până pe 29, asta înseamnă că până săptămâna viitoare, recursul trebuie să fie gata și avocatul care l-am ales și ați aprobat și dumneavoastră, lucrează la această documentație. Problema numărul 2. Mai avem un proces care s-a judecat pe data de 14.04.2021 cu familia Isaac și vă dau pe scurt citire. Soluția pe scurt. Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a bărâtului Isaac Călin. Admite cererea formulată de reclamanta Comuna Dopteana în contradictoriu cu bărâții Isaac Călin, Isaac Ion și Isaac Aneta. Constată nulitatea absolută parțială a contractului de vânzare-cumpărare, autentificat de biroul notabilului public, nu-i dau nume de cu doamna, prin încheierea numărul din 25.06.2001, în ceea ce privește suprafața de 220 m pătrați, ce face parte din drumul sătesc 3166, identificată de expert în raportul de expertiză. Deci, asta este prima soluție în prima instanță. Au dreptul 30 de zile să facă recurs. Știți despre ce este vorba? E vorba despre ulița care duce către domnul Isaac acolo. E vorba de 220 de metri în prima instanță. Noi ar trebui ca acea uliță să o lungim cu 220 de metri pătrați, așa, să ne ducem mai încolo, pentru a putea să desfășoare activitatea vecinii de acolo, care și ei au făcut reclamația respectivă, dar noi am fost cei care ne-am judecat. Vedem ce se va întâmpla și se va soluționa definitivul și irevocabil. Dar asta l-am justificat de primul. Mai departe. Aș vrea să știți destul de bine, în anul 2020 am depus două proiecte pentru eficiență energetică, adică eficiență energetică la școala Căgheac și la școala Cucuieță. Noi suntem pe locul 14 și 15, dintre de cunoască, acolo este primul venit, primul servit. Am fost la Piatra Neamț cu privire la ADR Nord-Est în legătură cu școala Nădofteana. Am avut o discuție în legătură și cu celelalte două proiecte. Iar în curs săptămâni, spre care suntem acum, nu s-au devine, nu, dar devine săptămâna trecută, ni s-au solicitat clarificări. De ce l-au intrat la evaluare? Cel de la ea. Despre Cucuieț, până prezent, nu întreba nimic. Despre proiectul cu gazele. Am sunat și săptămâna trecută, se află în evaluare, nu avem nicio informație. Până ora actuală. Despre sala de sport, care deja vedeți că își desfășoară activitatea acolo, copiii, atât din Dofteana, cât din alte locuri care doresc ca să vină, oficial, pe data de 6 mai, vom avea recepția la terminarea lucrărilor. Deci, pe data de 6 mai, obligativitatea primăriei Dofteana a fost și este acea, spune-mi apartamentul, la dispoziție, bineînțeles, nu va preda amplasamentul. Obligația noastră care a fost să tragem branșamentul electric, lucruri care ne-a făcut și ne-a costat 1.600.000 sau 1.700.000 de amului și transformatorul de la Buriu. Tot din obligația noastră a făcut parte racordarea la apă potabilă a obiectivului respectiv și mai avem obligație coptarea, nu, să aducem în ziua recepției un expert coptat, deci de către noi, care va fi plătit, un inginer constructor de specialitate în construcții civile și industriale. Deci, pe data de 6 mai, o vom lua în primire oficial. O altă situație, proiectul nostru care
prin rădăcini care au fost înființate către noi anul 2021 cu colectarea selectivă a gunoaielor menajeri. Cel ce răspunde de gunoaiul menajer este doamna administrator public care este prezentă aici și nu am invitat o reședință să o lau, dar vreau să vă spun că se implică destul de mult. Iar pentru prima dată în județul Bacău colectăm selectiv de la poarta cetățeanului, numai în comuna Dofteana, inclusiv reciclabile. Deci ați văzut, au venit când au fost cu reciclabile? Pe data de 14. 14 martie. Da, atunci ar trebui să fie firma cealaltă care trebuia să o aducem. I-am scos pe ceilalți și ea numai de la societăți comerciale, că au făcut contract cu societățile comerciale, firma respectivă care vine la Bacău, iar Romprestul, am ajuns la o înțelegere dumneavoastră, ridică din poartă în poartă. Până acum era așa, te duceai până la magazin la Dumitriu, vorbesc cei din centru, cei din la Unista aici, la Sirian, însă Domn Pițicoi, tu trebuia să vii până în centru, sau celălalt de la Coșofrezi trebuia să vină până la Dumitriu, la magazin, spune două bidoane. Deci, normal că toate erau pe mala oatele. Acum, dacă le-am strâns la poarta cetățeană, vrem numai ceea ce s-a dus pe data de 14, avem aproximativ 6 tone de plastice, 6 tone. Acest calcul și greutatea are lucrurile astea, așa? Plus și-au predat la societățile comerciale cartoane, doze și așa mai departe. Deci, i-am implicat inclusiv pe acei de la Direcția Silvică, în care le-am dat saci, inclusiv cei de la școli, inclusiv cei de la biserici, în baza hotărârii pe care am luat-o anterior ședinței, așa? Și începe să dea rezultate din ce în ce mai bine. Când o să avem și tractorul, vom stabili de comun acord. Ori va merge tractorul în spatele mașinii la Romprest, rămâne gunoiul jos și nu putem să-l lăsăm mai acolo, dacă el este din biodegradabile sau din demolări, îl ridicăm, așa. Peturile le ridicăm la fel, o dată pe lună, iar gunoiul menajer de două ori pe săptămână. Nu, o dată pe săptămână, dar în două zile. Da. Și sper să facem ceea ce trebuie făcut să nu mai vedem localitatea îmbăxită în mizerie care se aruncă peste tot. Nu dau nume. Dar să știți și dintre noi, dintre consilieri, au mai fost care le-au mai amestecat. Cenușa cu bidoane sau invers. Nu merge. Și eu, dacă sunt, rămâne la poartă. Doamna administrator public este aici. Indiferent cine este, nimeni nu este mai presus decât legea, deci nu colecta selectiv. Ați văzut și cu biserica ce s-a întâmplat și așa mai departe. Deci acolo undeva, nu colecta selectiv, nu ridică gunoi. Indiferent cine este el. Pentru că toți vrem și ne dorim să trăim într-un mediu curat, bine amenajat și trebuie să depunem efortul cu toții ca această localitate să arată așa cum trebuie, să respirăm un aer curat. Pe lunga trotușului, peste totul, au cărat, nu v-am mai spui, cantități mari. V-au mai făcut și alte lucruri bune. Adică, ne-au furat și o cameră la vedere. Dar nu-i problemă. O să găsim. Am găsit și pe cel care o spart oglinda de la Costică Bogasiu. Și-o venit plângând cu ea sub soară, cumpărat alta. O să o găsit și pe celălalt de la Bogasiu. Nu vă faceți grijă. Da. Și azi noapte s-o mai furat ceva. Am fost de dimineață la față rog. Dar îi vom găsi pe toți. Numai faptul că mai prins, vine mama, vine tata și începe să plângă. Doamne, dacă e iertat pe altul, iartă-l și pe meu. Da. Dar de ce? Păi când ea nu mai știi, sparge și vede, strâcă. Bun. Deci, din ce motive am adus la cunoștință Consiliul Local? Deci vă rog frumos și dumneavoastră să vă implicați, la fel cum ne implicăm noi cel din executiv, de așa natură, localitatea să arate curată, frumoasă, și aerisită. Dacă nu depunem cu toți efort, nu facem așa ceva. Nu vom avea localitatea așa cum trebuie curată. Ați văzut, investim 210 milioane să luăm o cositoare să o să învestră în condițiile în care trebuie să cosească cei de la drumuri naționale. Da. Ei vin cam la sfârșitul 1 august, când iarba e de un metru. Auziți. Bun. Deci investim ca să putem să anexăm la mutocultorul ăla, să putem să anexăm și celelalte componente care numai pentru curățenie. Deci
Și puteam să facem anul acesta. Dacă nu luam tractor și oamenii înțelegeau altfel, uitați că scuteam aproape 2 miliarde, da? Nu mai luam și motocultor, nu mai luam și alte investiții. Dar nu se poate fără investiții. Deci nu se poate. Deci, cât s-a zbătut doamna contabilă împreună cu mine să întindem acest buget ca să ajungă aproape pentru toți. În toate localitățile și în toate satele. Iar valorile astăzi au crescut peste tot. Mă uitam la tractor și la celelalte. Noroc că o luat consilierul juridic și fata la achiziție, o luat de anul trecut, o luat oferte, tot o luat. Acum au crescut toate cu 7%. Mă refer la produsele agricole. Astea sunt tractoare și remorci și așa mai departe. Da. Deci, nu, cu toate acestea, puteam să facem altceva cu bani. Dar nu. Noi investim să avem o localitate curată. Și poate, totuși, zic așa, vom diminua din cantitatea de gunoi. Deci, de când e doamna administrator public la poarta fiecare cetățean, o scăzut, uitați, de la 25-30 de tone săptămânal, am ajuns la 17-500. 17 tone de gunoi. Deci nu depășim 100 de tone pe săptămână. Nu. Pe lună. Nu depășim 100 de tone pe lună. În condiții în care dădeam 2000 de tone pe an. Faceți calcul. Noi nu avem voie să depășim 1000 de tone. Nu avem voie să depășim 1000 de tone pe an. Din motivul acesta ne implicăm, pentru că, vedeți, plătim penalități la fondul de mediu. Plătim cu noiul, nu scade factura sub 1 miliard și nu avem, nu ne putem implica. Dacă am face economii anul ăsta, de câteva miliarde, măcar să dispoatem tractorul care am investit din bugetul local, să ne rămână banii la salubritate, care reinvestim în continuare. Deci, totodată, vreau să te întreb, ai făcut contractul, Ionela, cu direcția silvică? Da, l-am trimis la semnătură să ajungă la mine. Niciodată nu am avut până acum. Ai făcut contractul cu poliția? Da. Bun. Deci nu a existat nicio instituție. Inclusiv poștă, poliție, ocolul silvic, toți facem mizerie, toți plătim. Nu rămâne nimic. Iar cei care sunt răzdatnici, nu ne ridicăm cu noi. Îl fotografiem și când îl lăsăm pe maloatelor, exact ceea ce am pățit în Hădeaga cu recent, i-am și găsit. Nu i-am luat cu noi la poartă, în schimb l-am găsit aruncat undeva și în mod automat, iar dimineața oprit în genunchi, fac curățenii și le iau de acolo, repede. Bun. Deci, asta vreau să vă spun, că nu scapă nimeni. Nu are cum. O să duc o dată, de două ori, de trei ori, până îl prindim. Într-o zi va fi scris, doar sigur e. Și atunci se vor conforma toți. Să se supără un pic la început, dar sper să le treacă la toți. Deci fac apel inclusiv la dumneavoastră să ne sprijiniți și să ne ajutați și pe noi. Cu ce? Să-i lămuriți pe oameni că aveți contact mai mult, poate, decât noi. Noi nu faptul că stăm numai la birou, dar avem și alte lucruri de făcut. Vă întâlniți prin sat, nu mai aruncați pe marul apelor. Sau când l-ai văzut, cu tot respectul pentru ele, nu te supăra. Deci persoana de pe Ștefan Vodă care a luat 50 de milioane amendă. Atât o la 50 de milioane amendă. Pentru faptul că o dus acolo mai sus de Cătălin Mihai și lui aruncat prima luată. Atât o la 50 de milioane amendă. Să înțelegeți. Dar dacă observați, camerele la vedere care le-au pus garda de mediu, le-au confiscat și autovehiculul rutier care a transportat gunoi până acolo. Și dosar penal. Deci să nu liște nimeni că nu mai merge. Lucrurile astea voiam să vă le spun și să le aduc la cunoștință la diverse. Dacă aveți alte probleme, vă stăm la dispoziție. Eu vreau să vă întreb ceva dacă se poate. Dacă se colectează selectiv, ne ajută pe noi să mai plătim atât la mediu? Deci, din anul 2020, suntem obligați să colectăm 50% din total gunoi. Da. Deci dacă în 2020 am dat 2000 de tone aproape de gunoi, 50% trebuia să fie reciclabile. Și la cele 50% ne plătesc ei reciclabilul acesta. Dar deocamdată noi plătim la reciclabile, e așa Ionela? La reciclabile, cât o la 5 tone sau 6 tone, adică le plătim cu obinit și ne le colectăm de la poartă. Iar la sfârșit de an, da, vine o redevență înapoi pe reciclabile. Bine, nu-i de speriat, dar nu ne mai afectează la fondul de mediu. La fondul de mediu. În ianuarie, acum plătim pentru anul
Da, 500 de milioane, ne-a spus. Bun. Cu 500 de milioane cumpărăm revoarta, nu? Da, da. Aflându-mă la Pola, la Rea, am făcut o subtraversare acolo, la podul care face legătura peste Rotoruș. Muncitorii lucrau acolo fiind zgomot mult. M-am dat mai departe să pot să vorbesc la telefon. Când m-am dus mai acolo, m-a luat groază. Am chemat polițistul local și i-am arătat. O sunat imediat că i-au adus 10 saci. Din 10 saci, au umplut 8. Numai cu bidoane. 8 saci. Cât era acum? Asta vedeți. Deci polițiștii locali, dacă vă duceți la ei, în mașina lor, atât personală, cât și poliția locală, au saci și colectează și ei. Unii își face serviciu, așa le-am dat tot felul de dispoziții, nu întreb bidoane, dacă voi undeva să dirigeți circulația, cum e la cupeiță în tot acolo, la Tatea Nica asta, la Uglea, ați văzut ce tipul ăsta era acolo. Și ai pus poliția ca să-i aduce niște și bidoanele. Deci cu toții trebuie să contribuim la așa ceva. Deci și acasă, vă luați un bidon de ăla, îl agățați undeva în hungar, acasă, când s-o gori bidonul de ulei, l-ai pus acolo, când s-o gori bere sau ce ai. Că nu putem în fel, vă rog să mă înțelegeți. O să ajungem și la altceva. După ce oamenii vor înțelege și vor realiza ceea ce se întâmplă să colectăm selectiv, trebuie să ele și turtite. E volum mare. Știți cât a fost? 3 mașini ai avut? Da. Pe data de 43 mașini. Am sunat eu, domnule, ați vrut să colectăm selectiv. Nu mi-ați dat voie să dau cu altă firmă, să tot mai colocez. Bun, corect. Vino cu mașini. 3 mașini pline. Și ei din prezează. 3 mașini pline, dar la 3 mașini pline și aproape 6 tone. Plus și-o ridica și ceilalți. O ridicat în aceeași zi și ceilalți cu Basilica Mara din containerele este de colectare a pietrurile stradale. Dacă ați văzut cum s-a acolo mai sub lui, vis-a-vis de consilierul domnul Dizdrobitu și peste tot. Au venit alți. Stigma mai târziu. Eu făcut curățenie. Chiar le-am întrebat. Bine, uitați-vă, că duce în urmă containerele alea, duce altele. Eu mori găina cu coșul, pun în plasul ce acolo. Da. Și trebuie să le adunăm. Trebuie. Trebuie costul și trebuie oameni și ce mai departe. Deci alte discuții, dacă vreți, alte probleme. Deci pe măsură ce astăzi se vor semna, se va întocmi și hotărârea Consiliului Local, va fi avizat bugetul 2-3 zile, dacă nu dată de 23 ani. Trebuie să ne încadrăm, așa prevede legea. După aia încep să se facă contractele în funcție de ofertele pe care le-a primit și ne-am prins în lista de investiții. După ce s-au făcut aceste contracte, începe să producă efecte. Adică, va apărea firma cu iluminatul public, vom extinde iluminatul public așa cum am promis, în baza referatelor care sunt. Bineînțeles, iluminatul public și la astea care ne aduce acum tot 3 ani. Am solicitat 3 ani garanție. Orice lampă, timp de 3 ani de zile, s-o varsă sau s-o defectat, o schimbă și pune altele. 3 ani de zile. Noi am făcut contract de urmă câțiva ani de zile și acum am achitat, da, dacă zic bine, săptămâna trecută, am încheiat, deci nu mai avem niciun fel de datorie la cei ce am avut contract cu Emirisul. Emirisul, da, să spunem. Amiras, da, dar au un garanție și la ora actuală. Da. Ei ne asigură garanția și la ora actuală că am avut și cu ei de 3 ani. Deci, va produce efecte acest buget care l-ați aprobat astăzi, pentru care vă și mulțumesc, și o să vedeți pe parcurs că vor începe să deruleze toate investițiile noastre, în funcție de evoluția proiectului. Eu zic că este un buget bun, destul de echilibrat, destul de mare și vom face multe investiții. Am două proiecte care nu am putut să le realizez a noastră. Nu am putut să le realizez. De ce? Pentru faptul că nu am avut bani. Nu împrumut, o să le fac, mai sufer amânare, dar o să le fac. Și vi le spun aici. Este vorba despre podul de la Poponel, care costa aproape 7 miliarde, 6 miliarde, 950. Nu e posibil. Și uitați că în fiecare an am investit în el. Săptămâna trecută am înlocuit 2 sau 3 metri de podea, ieri iarăși am înlocuit 2 metri jumătate de podea. Nu puteți să mergem. El are structura aia cum are metalică, dar podele sunt de net. Dacă dă Dumnezeu și va fi bine anul viitor, va fi primul proiect. Poate totuși anul ăsta facem măcar proiectare. Să vedem. Și totodată, al doilea proiect este acela prelungirea dispensarului medical cu acele grupuri sanitare care intenționăm să le facem în spate până la vecinii noștri, când cade acolo, facem grupuri sanitare.
cu intrare. Bineînțeles, e indispensabil. Deci astea sunt două proiecte care eu mi le-am dorit anul ăsta să le fac și nu s-a putut. A apărut pe parcurs reabilitarea drumului ăsta cu podul de la Cucuiețare, niște găuri, mi-am tot plombat, n-ai ce să le mai faci. Dipol la rotilă, găuri, din pace la calea ferată, găuri, în fața cercului, gaură, la Dumitriu, gaură. Deci nu putem merge așa până la capăt, ci în centrul localității. Da. Să dea Dumnezeu să fie bine. Une n-ar fi o rectificare bugetară pe plus, bineînțeles, pe minus, Doamne ferește, așa, să putem să inițiem proiectele și celelalte din toamnă sau de ce să ne apucăm și pe ele. Da. Da. Ați văzut dumneavoastră până la data 31 martie, în funcție de posibilitățile financiare a tuturor celor care au vrut să-și plătească impozitele până la data de 31 martie, care au beneficiat de acel bonus de 10%, adică reducere de 10%, le mulțumim tuturor pentru faptul că au venit și de bani la bugetul local. Bineînțeles, le mulțumim și celorlalți care au venit cu restanțe de urmă, că au fost, pentru că au permis executări silite începând cu data de 1 ianuarie, zic bine, la anul 2021, și a început să producă efecte, să vină cei care au fost din diferite motive, nu au achitat, o parte dintre dumneavoastră au venit. Dar să nu uit, vreau în primul rând să le mulțumesc în mod special tuturor celor care colectează selectiv și predă saci cu peturi, cu plastice, cu doze, cu hârtie. În general, societățile comerciale, Ionela Mereșan și-a deschis un grup, parcă ți-ai făcut, și toți îi dă, și eu am gunoi, și eu am peturi, și eu am aia și eu am. Deci știe pe toți, știe la fiecare cum și unde să ducă. Da. I-am rugat să facă poze și să le pună ca să fie un exemplu pentru toți, că fără publicitate nu putem. Deci trebuie să facem un pic de publicitate, să-i dăm exemplu pozitiv pe cei care, într-adevăr, se implică. Și dumneavoastră vă mulțumesc totodată pentru implicare, pentru faptul că ați fost prezentați și ne-ați aprobat și bugetul. Vă mulțumesc frumos! Acum mai sunt alte probleme, declar ședința închisă.